dimineața. Astăzi merg într-o locație nouă, la Balta Bela, așa se numește. Este o locație lângă Giurgiu, în județul Hunedoara. N-am mai fost niciodată, am auzit despre balta asta, am văzut niște poze pe Facebook, pare foarte faină. No, dar să văd și ce pești are. Am de mers vreo 38 de kilometri, deci nu sunt așa de mulți. E frumos, vremea pare a fi super perfectă. O să merg și o să încerc la pop-up, la porumb. Nu o să dau cu vien sau alte chestii, dar nu, o să văd acolo. Soarele, iasă cum frumos se trezește și el. Ce să zic, ne vedem pe balta. Apropii de baltă, dar cum așteptam, la bălțile astea de lângă autostradă se ajunge destul de greu, în sensul că, de exemplu, pe mine la un moment dat m-a băgat pe un drum și mi-a zis, deci era un drum național, și mi-a zis să fac stânga, dar eu de fapt eram pe un pod și nu aveam cum să fac stânga, că era închis, erau parapeți, normal că era pod. No, și ca și la Iazul Silva, a trebuit să pun pe Maps, așa, pe Google Maps, și să mă uit pur și simplu la drumurile astea de țară, neasfaltate, să zic așa, și să merg după ele. Se vede aici, aici am făcut la un moment, m-am întors un kilometru, am făcut după aceea dreapta și am reușit să intru pe drumul ăsta de țară. Și tot așa, uitându-mă după ăsta, merg. Aici văd că dau de niște indicatoare. Asta e un lucru bun. De Balta Bela. No. Asta este. Cum și așteptam, de asta am și plecat atât de devreme de acasă. Balta se deschide la 7. No, acum, imediat, este ora 7. Pentru că mă așteptam să am un pic de dificultăți în a o găsi. Dar nu, nu-i bai. Asta este. Asta e rău cu drumul.
Ah, și acum cred. Chiar la curba aia mi s-a închis telefonul. Trebuie să merg în spate. Am crezut că indicatorul ăsta arată în față, dar de fapt arăta aici, la stânga. Uitați indicatorul, vedeți? Sau ia să văd. Ah. Dar dacă mă uit aici, deci se vede că ajung, dacă merg pe aici prin stânga, mă ocolește pe acolo. Dar pot să ajung și pe aici, drept în față. Da, deci merg drept în față pe unde arată indicatorul. No, ce să-i faci? Asta este. Acum ar fi super tare să merg și să nu pot ajunge, de fapt, dar tocmai de asta zic că eu cred că indicatorul ăla trebuie să mă iau după el. Se vede ceva. De asta m-am și întors, că am zis că poate nimeresc în curtea cuiva. Și când am mers la Iazul Silva, m-am învârtit un pic până m-am hotărât să mă uit tot așa, că altfel nu găseam. Nici cu Waze-ul, nici cu Google Maps, cu nimic nu găsești. Trebuie să te uiți pur și simplu așa și te uiți la drumurile astea de țară unde duc. Adică nu, eu așa fac de acum. La drumul GPS-ul m-ar fi ocolit pe undeva prin stânga pe acolo și probabil sigur tot aici ajungeam. Hai să vedem. Ar fi bine să fie aici, că nu mai am chef să mai caut, să nu mai întorc, să nu mai mi și somn. Hai să vedem. Aici ai? Da, Balta Bela. Bun. Deci am ajuns. Acum să văd dacă îmi și deschide cineva. Da. Acolo se vede autostrada. Da, aici pare a fi. Pare a fi amenajat frumos. Bună dimineața! Dumneavoastră sunteți paznicul sau... Se poate pescui asta, nu? Da, bun, văd că acolo aveți regulament. Care e balta? Catch and release. Asta primul. Și peștii mai mari unde sunt? În asta. În asta, da? Bun. N-ați mai fost aici? N-am mai fost, e prima oră, de asta întreb. Mașina este parcare acolo sau? Da, da, da. Vin după de noastră? Da, da. E bine că am găsit-o.
domnul ce, ce mijloc de transport șmecher are. Căței, dați-vă din drum. Abate, mă. Dar pare faină balta. Ținere. Bun, la balta asta. Asta e balta 1 sau 2? Da, da, balta 1. Da, bun. Cât e taxa, că n-am. 30 de lei. Când îi prindeți, îi puneți, nu mi-i pune jos, îți veniți. Da. Pe partea asta să pescuiești și pe partea cealaltă, unde vreți. Și mașina unde poți să o las? Mașina aici. Aici, bun. Bun, activitatea este, dar nu știu sigur unde să mă pun. Dar cred că o să încep în partea asta aici, în stânga. Și o să dau cu un băț în față și cu unul înspre mal. Că a zis domnul că ar fi la bătaie pe, știi? Nu, așa fac. Văd că aici e multă, multă activitate în partea stângă, dar și în față. Deci mă pun aici lângă cădița asta. Și dau cu unul în față și cu unul în stânga. Dar ce aburi iasă din apă, înseamnă că a fost frig azi noapte. Dar ia uite ce activitate puternică-i. Dar îmi scot repede sculele și dau drumul la pescuit, că parcă nu mai am răbdare. Sper să și mănânce, dacă tot la bătaie, s-ar putea să mă trezesc că nu mănâncă. Dar nu, om vedea. Bun, am reușit să mă instalez și eu. Cum am zis, o să dau un pic, o să încep pe malul ăsta din stânga și în fața mea. O să pescuesc cu două nade. Aici am micropelete, căpșună și usturoi de 2 mm solubile. Și aici am big carp, nade pentru crap, top amix. Așa. Asta miroase foarte fain. Și asta big carp îmi place că are și particule mai mari. Da. Cu asta în principiu să dau la coșuleț. Deci am două munturi. Am un metod și un coșuleț. Cu un forfac destul de scurt la coșuleț. Așa. La coșuleț am un câlic numărul 12,
și la coșuleț o să pun porumb. La metod o să pun pop-up-uri. Nu, și dacă văd că mănâncă mai bine la pop-up-uri, schimb montura de la coșuleț, trec pe metod și pun și acolo, că acolo am montură cu spin. Bun, asta big carp am văzut că este cam moale, o mai las. Așa că bag în coșuleț asta. Cam asta este. Da, pești umblă. Am aruncat o bucățică de pâine la suprafață, ia uitați cum încearcă să o ia. Deci dacă umblă la asta la suprafață, înseamnă că peștii mănâncă, teoretic. Nu știu dacă sunt agățături și alte chestii. Nu. După cât de repede a ajuns, înseamnă că acolo unde am dat apa are cam un metru jumate maxim. Nu, bun. Deci asta e la coșuleț. Asta e la metod. Simplu. La metod tot așa un click de 12, subțire și un spin. Pe spin o să încep cu un dumbbell mini tutti frutti 4-5 mm. De fapt o să pun 2 din ăștia. Două dumbbell-uri din astea. Așa. No, dumbbell-urile astea mie nu-mi ridică curling-ul de pe fund, deci stau pe fund. Dar dacă văd că trage la porumb, normal că schimb și ăsta pe porumb. Nu știu absolut nimic despre cum trage aici. Nu, deci așa ajung și peletele astea. Deci ce o să fac, o să încep așa mai la mal. O să dau chiar unde a sărit ăsta mai înainte. Și după aia o să mă duc mai în față, mai în dreapta, mai în stânga. Mai ales că deocamdată sunt singur pe baltă, pot să fac ce vreau eu. Deocamdată. Să vedem mai târziu. Stai mă cu minte, mă. Zăpăcitule. Hei! Nu-i voie. Hai, hai. Știu că-ți place nada, că și la Maia îi place. Gata. Nu, asta e tactica. Sper să și prind ceva. Ar fi frumos. Trebuie să le pun așa că dulăul ăsta le mănâncă. Deci uitați cum îl ține bățul. Prima trăsătură. Îl ține tot întins. Prima a venit la pop-up. Primul pește. Bun, deci încă un lucru foarte important. Când mergeți la o baltă nouă, puteți întreba cu ce hrănesc oamenii de acolo pești. Eu am stat vreo oră cu nada mea, care este bună, sunt sigur, și nu am avut nicio trăsătură și de vreo 4-5 minute am pus nada asta. A venit paznicul de aici sau administratorul și mi-a adus nadă cu care hrănesc ei peștii și după nici 5 minute prima trăsătură. Trăsătură frumoasă. Deci merită tot timpul pe o locație nouă să încercați nada cu care se hrănesc peștii acolo.
S-a dus pe sub ăsta. Sper să treacă înapoi, să nu mi-l ia. Na, vedeți ce chestie. Ia uitați cum am ilea și pe asta. Sper să nu mi-l fie agățat ăsta. Nu, ăsta e tot pește. Ăsta e tot pește. Ia uite, băi. Ai, ai, ai. Deci e tot pește ăsta. E alt pește. Deci pe bățul ăla este alt pește. Mamă, ce bătăios e. Probabil ăsta ori i-a ieșit câligul, ori mi l-a îndreptat, că prea tare a tras el. No. Ăsta la care sunt, cu care sunt acum în drill, l-am dat în față, pe la mijloc. Ăsta l-am dat încolo, în stânga, spre pontonul ăla. Și mi-a tras ca lumea și ăla. No, ce să mai zic? Nada. Dacă n-ai, dacă dai cu nada care trebuie, cu care sunt ei învățați, prins, dacă nu, probabil că tot prins, dar mult mai rar. Deci, ce bătăios e și ăsta. Deci după o oră, fără nicio trăsătură, în 10 minute, două trăsături l-am în două bețe. Ia. Da. Sigur a fost ceva frumosul ăla. Și îmi place că trag super fain. Așa, întins. M-am grăbit să-l scot și nu, i-a ieșit câligul. Acum nu era vreo captură record. Ia să vă fost. Asta s-ar putea să fie rupt o facul sau ceva, că prea tare a tras. Nu, cu asta, după ce mi-a dus domnul Nada, da. Exact, exact cum bănuiam, mi-a îndreptat câligul, pentru că prea tare a tras. Se vede. No, cu ăsta am dat vreo 10 coșulețe după ce mi-a dus domnul Nada, am dat și am clipsat. Deci clar o să mai prind. Numai că trebuie să nu mă mai grăbesc. Acum m-am grăbit la ăsta, de aia nu l-am scos, dar nu. Drillul a fost frumos. De tras trage și la porumb și la pop-up. Deci nada, nada, foarte important. Super. A, și la coșuleț, și la metod, nu contează. Mi-a zis domnul că poate nu o să întreagă că sunt la bătaie, dar nu, văd că peștii trag. Păcat că nu l-am scos pe ăla, că poate mă trezesc că intră iarăși în bătaie și nu o să mai tragă. No, oricum, semnele sunt bune. Deci ăsta îl dau iarăși acolo unde am năvit. Bun, este clipsat. Ce să zic, îmi pare rău că nu l-am scos pe ăsta. Dar așa e când te grăbești.
Că m-am speriat, să zic așa, de trăsătura de la coșulețe. Of. Ia să vedem. Să vedem, asta e în regulă, cât liber. Da, asta e în regulă, doar că e ieșit din gură. Mai pun un mini pop-up. Deși am văzut că trage și la porumb. Bun, 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 mă bucur că am luat contact cu primii pești. Sigur o să mai tragă dacă nu intre iarăși în bătaie. Nu era mare peștele, avea în jur de 3 kg, dar bătăios rău. Asta nu-i clipsat, e acolo la mijloc. Dar trebuie să dau drumul la fir, la tambur, că văd că sunt răi băieții. Bun, deci asta e nada, se vede că are făină de pește și are particule de porumb, dar miroase foarte tare a făină de pește. Nu, bun. Oricum o să mai încerc și la nada mea, numai de curiozitate. Acum am zis, sper să scoatem pe iaute. A durat 2 minute. Nici atât. Nici atât n-a durat. Ce trăsături frumoase. Dacă trage tot așa, pescuiesc în singur băț. De mine. Bătăioși pești. Ce trăsătură rapide, frate. Doar ce am oprit camera și în secundele următoare a fi tras.
și nici nu-i, nici nu-i mare. Dar e rău. Mult mai mica primul. Primul pește de la Balta Bera, nici rog. Așa, stai acolo. Asta este? E mic, dar foarte, foarte rău. Da, deci mi-a îndreptat și câligul ăsta, așa că nu o să schimb câligele, am unele mai groase, au carnea mai groase, alea sunt mult mai tari. Deci leg două furface, care nu le-am legate, numai din asta subțire am. O să leg două din alea mai groase. No, să vedem cât durează acum. Până am trăsător. N-am apucat să pornesc. N-am apucat. N-am apucat să dau zoom pe vârfuri și deja a tras. Super. Îmi pare rău că n-am apucat de până atât să dau zoom pe vârful să vedeți trăsătura cum trebuie, dar o să dau data viitoare.
După o scurtă pauză, ia uite, iarăși, cu mulțime. Super. A fost o pauză de 20 de minute. Timp în care au plecat, se pare, și canașii și crapii din zonă, dar acum au revenit. Dar greu vin peștii ăștia. E o oglindă mică, dar ea. Ce sprint a băgat. Ce om, băi?
Asta e o grinjoară, chiar frumoasă. Nu are mai mult de 2,5 kg, dar... E super ea. Iarăși pleacă cu ea. Sunt foarte bătăiuși, ținând cont că au în jur de 3 kg toți. Și ăsta are 3 kg, 3 kg jumate. Asta-i. 3 kg jumate, cam așa are. Super bătăioși. Nu știu unde vrea să se ducă ăsta. A ieșit firul pe acolo, pe la, după jumatea bălții. Ăsta a fost încă un exemplu de cât contează locul. Am dat mai în stânga și cu vreo 15 metri mai încoace
și nu am mișcat-o timp de vreo 15 minute. Am dat-o după aia, am scos-o, am dat-o mai în dreapta și cu vreo 15-20 de metri mai departe. După niciun minut, garan, ne-am crezut că sare pe malul celălalt. Foarte răi pești de la balta asta. Foarte răi. Mici, dar răi. Acesta nu reușesc să-l aduc încoace. Zici că are nu știu câte chile. Măcar să se ducă încolo, în stânga. Să nu meargă peste băieții ăștia. Nu vrea să vină deloc. Deci deloc. Ai, ce vorbești? Sigur iarăși unul la 3 kg. S-a dus mult în stânga. Dar ce trăsătură frumoasă. Nici cum nu vrea să vină. Vine așa încet pe la suprafață. Dacă așa mă chinuie unul de 3 kg, apoi e și păcat. Hai mă, pește, mă. Ce tot faci? S-a dus mult aici, în partea stângă. Ia să vedem pe unde. Hai mă încoace.
Hai, mă. Să te vând. Băi, omule. Bătăios, nu? Asta-i mai măricel. Gata. Chiu, frate, da. Asta-i mai fain, da. Asta da. Asta are în jur de 5-6 kg. Poate mai mult. S-a agățat atât de bine că nu mai scăpa decât dacă îndrepta clipul. Fain. Fain și drill-ul și trăsătura. Super fain. Bună, ce așa-ți. Ce frumos e. Oh, da, da, da. Super. Super fain. 5-6 kg. Bravo, băi pește. Fain gel. Super. Așa da. Cinci, șase chile, cam așa. Ăsta a fost fain, da. Îi plac lor dumbbell-urile astea mici, de 4-5 mm. Pun numai câte una acum, așa. Așa, da, ce trăsătură a avut. A plecat câteva secunde în continuu, în continuu.
Ok, deja e pe ea. Deja a luat-o. Asta cred că e carase. Bun, cu ocazia asta să fac o chestie, o să dau și cu nada mea, să văd. Contează chiar așa mult încât să nu tragă la ea. Hai să vedem. Uite, peleți, micropeleți și nada, oare mai trebuia umectați, nu? Așa, ia să vedem. Zic că trebuie să tragă și la asta. Mai umectez nada. Dar eu zic că-mi trage și la asta. N-are cum să nu tragă. Prea fain miroase. No. După cum se vede, trage și la nada. La nada mea. Locul. Contează atât de mult locul.